Familiile nevoiașe au primit plase cu produse tradiționale din partea municipalității. De Paști vor avea ce pune pe masă și membrii familiei Cârciu din cartierul Ursați. Este vorba de o femeie cu handicap și mătușa sa în vârstă de 90 de ani. Prăjituri, carne, cârnații, de toate modele. Asta a avut plăcerea și a trebuit pentru ele, că-s vai și amar. Ioana Cârciu are 55 de ani și de ani buni are probleme locomotorii. Femeia spune că nu avea mâncare de sărbători. Acum de sărbători e foarte bun, e binevenit, cum să vă zic, să avem și noi acum de sărbători. Vă descurcați greu? E foarte greu, dar am pe mama, pe mătușa mea 90 de ani, nu mă înțeleg cu ea, nu vede, nu mai aude. Ce să fac? Mă rog și eu de cineva care să mă mai ajute, așa. Și dumneavoastră aveți probleme de sănătate? Da. Ce hal merge? 10 de pachete cu alimente au fost distribuite de primărie la familiile cu posibilități financiare reduse. Oferim și în acest an, cu ocazia sărbătorilor pascale, număr de 50 de pachete cu alimente, spunem noi, și tradiționale, pentru că sunt incluse și produse tradiționale, drob, cozonac, pulpă de porc, cârnați, coaste afumate, suc. Încercăm să facem un Paște mai bun și mai fericit pentru fiecare dintre acești oameni care, pentru care viața nu a fost atât de ușoară și atât de frumoasă cum ar fi trebuit. Pachete cu alimente de Paște primesc și persoanele asistate social de la Cantina Socială și Casa Iris.